Despre dramele de la Spitalul Municipal Urziceni, care nu sunt altceva, doamnelor, domnilor, decât simptomele unei boli cronice de care suferă întreg sistemul sanitar. Dincolo de lipsa de umanitate, de empatie sau dincolo de faptul că, aparent, unii au uitat de jurământul lui Hipocrate. În această țară, în 2023, bolnavul se vede nevoit să-și programeze boala. Ați auzit bine, pentru că altfel riscă să găsească ușa spitalului închisă. Sau poate un mesaj pe ușa doctorului, concediu de odihnă. Există un deficit masiv de medici în țară și nu de ieri de azi, dar în special în spitalele din orașe mici. Știe toată lumea asta. Și tot de ani de zile nu pare să reușească nimeni să aducă o situație mai bună în țară. Din când în când apare o tragedie și ne aducem aminte că nu ne simțim bine, avem probleme și nu e vorba despre dureri în piept. Constatăm, ne revoltăm public, împărțim câteva amenzi, mergem cum ne cum mai departe, pentru că așa e viața. Numai că mergem mai departe dacă e să privim către urziceni cu dureri în piept care aduc moartea și cu travaliu pe trotuar. Până la următoarea dramă. Sistemul rămâne la fel, dar până când? Zeci de miniștri la sănătate în ultimii 30 de ani, spitale reclasificate, unele pare că au primit ce aveau nevoie, altele au ajuns să pară simple cabinete în care abia primești un leucoplast. E 1 august, iar vara ne aducem aminte că poate fi chiar și mai rău. Medicii, ca noi toți, pleacă în concediu. Doar că nu vine nimeni să le suplinească lipsa în prea multe locuri din această țară. Pur și simplu se închide secția, ne pare rău. Reveniți după data de. Pentru mulți poate fi prea târziu, pentru că boala nu așteaptă nici revenirea medicului din concediu, nici trezirea la realitate a autorităților care acționează pompieristic. Pe sistemul merge și așa. Noi la Spitalul Municipal Urziceni nu avem absolut niciun medic urgentist. Au fost scoase posturile la concurs de nenumărate ori. Medicii noștri, în loc să trateze pacienții, stau ore întregi ca să primească acceptul unui spital din București, să ne primească pacienții pe care dorim să-i transferăm și cărora dorim să le acordăm o șansă. Deci problema principală este deficitul acut de medici, de specialiști. Suntem 3-4 medici care trebuie să facă cam totul ce înseamnă pe aici. Tot. Deci trebuie să fac și chirurgie generală și interne. Cam asta e principala problemă. Este un proces în permanență. Anumite secții de obstetrică, ginecologie sau de neonatologie intră într-o perioadă de repaus, de renovare, de concedii și așa mai departe.